Atent înseamnă trei lucruri până la urmă. Înseamnă cunoaștere, înseamnă dăruire și înseamnă vorbit în public. O să dau un citat care sună un pic așa foarte pretențios, dar vi-l traduc. Sufletul ar trebui tratat sau înțeles precum pământul. Are nevoie de semințe în sensul de idei. Citatul pe care vi l-am dat este din Mihai Eminescu, care acum pe la 1800, pe la 1800 se gândea că problema poporului român este încrederea în sine. Încă de atunci erau lucruri care nu funcționau din punctul ăsta de vedere. Mihai Eminescu, în genialitatea sa, nu înțelegea acest lucru. Și a căutat să găsească și soluții. Pentru că nu doar că ne-a dat o carte pe care vă recomand cu toată Pădura, care se numește Fragmentarii, și de fapt o transcriere a caietelor pe care le-a scris la Viena. Unde veți întâlni lucruri legate de sociologie, logică, matematică, artă, poezie. Nu doar că ne-a dat această moștenire, dar ne-a dat și soluții. Domnia sa spunea că dacă vrei să reușești în viață, să scapi de ceea ce se numește neîncrederea în sine, e nevoie să faci un singur lucru și unul singur. Să cunoști, să înveți, să studiezi, să nu te oprești niciodată din învățat. Destul de ușor până la urmă, pentru că dacă îți rezervi câteva ore în fiecare zi să înveți, s-ar putea să ajungi să ai încredere în sine. Dar nu e doar asta. Nu e doar asta. Știți că într-o vreme a lucrat împreună cu prietenul său Ion Creangă într-o bojdeucă în Iași. Dacă veți vizita acea bojdeucă, veți vedea că la intrare e o încăpere în partea dreaptă în care, în câțiva metri pătrați, există un pat imediat ce intri în stânga și apoi un alt pat în formă de L. În aceste două paturi, într-unul dormea Mihai Eminescu, în celălalt Ion Creangă. Unul scria Sara pe deal și celălalt a scris primul abecedar pentru copiii români. Până la Ion Creangă, abecedarele se numeau bupovne, în cuvântul ghirilic. Primul abecedar scris pentru copiii români după 1859 este scris de Ion Creangă, împreună cu alți 5 institutori. Dacă luați în calcul informația că între timp Ion Creangă fusese dat afară din rândul institutorilor pentru că împușcase niște ciori de pe turla unei biserici, vă dați seama cât de greu i-a fost. S-au tipărit 4.000 de astfel de manuale. Pentru că statul român nu avea bani. 4.000. Mă învățați și eu am pus de fapt un pe dacă folosești cifre, ești mai credibil. 4.000. Destul de puține pentru o țară întreagă, nu? Ce a făcut domnul Creangă? A întrebat care este țindria. Cât ar trebui să primească pentru aceste 4.000 de cărți vândute care s-au epuizat în câteva zile. Manualul a fost tipărit la Iași, mai precis, la 11 septembrie 1868. Din țindria pe care a primit-o, domnul Creangă a dat înapoi statului român tot ce era de câștigat. Și i-a rugat să retipărească manualul. S-au mai tipărit în noiembrie încă 8.000, în total 12.000 de abecedare care au ajuns la copiii români. M-am gândit să vă dau exemplul ăsta ca să vă invit să dați și dumneavoastră cărțile pe care le scrieți cadou celorlalți, ca din profitul lor, ei sau lor să le fie mai bine. Sau să se simtă mai bine. Sau să aibă mai multe câștigat. Însă știu că nu toți scrie cărți. Ăsta a fost momentul de revelație în care mi-am dat seama că, de fapt, majoritatea își tipărește, de fapt, o carte de vizită. De acord? Ziceți, băi, da. Dacă tot facem cărți de vizită și nu cărți abecedare, am putea să folosim sistemul lui Ion Creangă și atunci când în business, în vânzări, în întâlnirile pe care le avem cu partenerii de afaceri, dăm cartea de vizită, să o dăm gândindu-ne că o facem cadou și că profitul pe care clientul o să o obțină, noi o să-l dăm înapoi ca să-i fie mai bine. Vă promit că probabil că veți avea clienți mai mulțumiți și că acei clienți o să vă caute mai mult decât credeți. Dacă faceți asta,
faceți cadou cărțile voastre de vizită. Se spune că mintea și corpul sunt sistemice. Am discutat astăzi despre ce înseamnă mintea și cum ne organizăm. Dacă vom vrea să spunem toți la unison, ca să vedeți ce înseamnă minte, corp, sistem. La unison, vă rog să mă ajutați, să spunem în corp, la 1, 2, 3 și sunt entuziast. Doar atâta. Vreau să puneți bărbia în corp. 1, 2, 3 și... Vedeți că nu merge? De ce nu merge? Pentru că mintea și corpul sunt un sistem. Ca să poți să spui sunt entuziast, e nevoie să ai bărbia ridicată. Nu merge așa. Sunt entuziast. Dacă în momentul în care dai o carte de vizită unui client, corpul tău este în concordanță cu ce gândești, anume că vrei să-l ajuți, îți promit că vei avea mai mulți clienți mulțumiți. Ce înseamnă asta? Un profit mai mult. Ce înseamnă asta? Că afacerea ta va merge înainte. E o idee pe care o aveai în lucru. În încăperea din Bojdeuca în care stăteau cei doi, în timp ce unul scria un abecedar pentru copiii români, iar celălalt scria glosă, pe jos era pământ. N-aveau niciun. Apropo de ce s-a discutat mai devreme, că avem nevoie de foarte multe pentru a obține rezultate extraordinare. Avem cel puțin doi români care au arătat că nu e chiar așa. Pământul ar trebui tratat așa cum ar trebui tratat și sufletul. Dacă pentru pământ e nevoie de semințe, pentru suflet e nevoie de idei. Ideile nu vin decât din cunoaștere. Iar dăruirea nu vine decât din așezarea ta sufletească. Cumva, mi se pare că toată lumea știe lucrul ăsta și că prea puțin îl aplicăm pentru că ne maturizăm. Am descoperit asta ținând cursuri la grădințele în care întâlnesc copii, care în fiecare zi îmi dau lecții. Una dintre ele este următoarea. O mică pe care o aveam pe care am avut-o la curs și femeie, mi-a venit și mi-a povestit. Ieri l-am luat pe copilaj de la grădiniță și pe drum mi-a spus, mami, să știi că nu vreau să se sufle pe mine, dar astăzi m-am concentrat foarte bine să iau notă bună. Și mi-a uitat geaca la școală. Mama voind să fie inspirată îi zice, bine că nu ți-ai uitat pantalonul. Copilul, așezare mentală corectă. Copilul spune, dar de ce mi-aș da pantalonii jos la școală? Niciunul dintre adulți nu se mai gândește așa. Căutăm să răspundem foarte repede. Copilul a început să gândească. Da, dau jos pantalonii la școală? Nu, nu-mi dau. Și atunci de ce îmi zice chestia asta? Copiii înțeleg puterea prezentului. Este o putere care mișcă lumea. Puterea lui e acum. Dacă vrei să înțelegi ceva, dacă vrei să înveți, dacă vrei să te dezvolți, acționează. Acțiunea asta o să-ți dea claritate. Claritatea o să te ajute să urmărești obiectivul. Urmărirea obiectivului o să te motiveze. Acum este momentul de care te poți folosi. Iar copiii înțeleg asta. Domnul Creangă și domnul Reminescu au înțeles asta. De aceea nu și-au pus întrebarea dacă au sau nu încredere în ei. Pentru că am uitat să vă spun discursul meu este despre încrederea ție. Și după ce am stat 3 zile și m-am gândit cum să denumesc, mi-a venit ideea. Și am zis, alchimia încrederii în sine. L-am trimis imediat, n-am mai stat să mă gândesc, s-a putut atât de frumos. A doua zi, cum am trezit, am zis, ce-am făcut? Alchimia cui? De ce? Ce e asta? Așa că am început să-mi sun pierde. Și am zis, frate, o să vorbesc despre alchimia încrederii în sine. Cum ți se pare? A, foarte tare, foarte tare. Dar ce îți spune? Foarte tare, foarte tare. Ce înseamnă? Nu știu să zic. Alchimia este o preocupare a înaintașilor noștri care aveau ca obiectiv să găsească o piatră filozofală care să dea tinerețe veșnică și care să ajute ca să transform plumbul în aur. M-am gândit că încrederea în sine este cumva această cheie care face ca toate lucrurile să se miște. Vorbitul în public este al treilea argument pentru încredere în sine. Avem cunoaștere, avem dăruirea. Vorbitul în public este al treilea argument care vine în tot ce înseamnă alchimia încrederii în sine și poate da rezultate în așa fel încât să transforme tot ce atingi în altul. În așa fel încât să fii mereu
tânăr. Dar vorbitul în public este iarăși un sistem mental care se relevă, apare în ceea ce numim ton, voce, intensitate, trăire, ritm și pauză. Astea sunt elementele de paralimbaj. Felul în care rostești arată felul în care gândești. Vă las cu o bucățică dintr-un filmuleț, 40, cred că sunt 20 de secunde, ca să-l auziți pe domnul Sergiu Celibidache, dacă e mare regăsul compozitor plecat din Roma, care a dirijat toate orchestrele importante ale lumii, și care, atunci când cere să intre viola, se cântă Bruckner, cere să intre viola, o să vedeți că, cel puțin asta e senzația mea, când îl asculți, nu doar că ai vrea să participi, dar ți se face milă, pentru că viola nu mai intră. Uitați-vă! Mult la filmul ăsta, vă spun că la un moment dat s-a creat iarăși un declic interesant. M-am gândit să-mi cumpăr o violă, pentru că simt nevoia să-i dau o violă. E mare dacă nu-i dai. Și am vrut să vă arăt chestia asta, ca să vă dați seama că tot trebuie să apune din nou lumina, e un compozitor. Lumina! Deci așa, mulțumesc! Cumva, dacă nu face, dacă nu face asta, e un suflet. Vă dați seama, acum o cerea să intre viola. Serios, era o pregătire. Dar asta nu mai conta, pentru că nu contează, iarăși argument de vorbit în public, nu contează felul în care o faci, ci ce pui acolo din sufletul tău. Nu contează ce spui, ci cum construiești lucrurile. E ciudat, pentru că mi se pare că niciun dintre cei trei de care vi-am dat ca exemplu, Creangă, Eminescu, Celibidache, nu și-au pus întrebarea dacă să aibă sau nu încredere în propriile forțe. Încrederea în sine este afectată în momentul în care începi să pui întrebări despre ea. Când ai treabă, când ești la muncă, când ești preocupat, când te interesează să dai ceva publicului tău, să ajuți în cunoaștere, să transmiți o idee, încrederea în sine este un concept pe care nu-l mai înțelegi. Pentru că nu are sens. El vine la pachet. El vine cu totul. Cumva, chestia asta, vezi, zice, da, stai puțin, asta se întâlnește doar la Creangă, la Eminescu, ce îmi dai, că noi ce o să ne cunoaștem. M-am dus odată să țin un curs de leadership la Dej. Ca să mai schimb un pic traseul, am plecat de la Târgu Mureș, prin Reghin, către Deci. În țara noastră, cel puțin acum câțiva ani când am fost, nu e niciun indicator rutier între astea două puncte. Și am plecat noaptea din Târgu Mureș și până acolo, bineînțeles că m-am rătăcit. Și am ajuns într-o localitate numită Urmeniș. Am și scris un articol despre cum să vinzi Biblii la Urmeniș. În Urmeniș, dacă nu ești atent, în momentul în care intri, ai și ieșit. Atică. Și luat o rețea 12 noapte. Și sub singurul bec, sub singurul stâlp de lumină din localitate, era un individ cu o pungă în cap, care făcea cu mâna la urmează. L-a zboar? Nici eu. De ciudat. Noi că am ieșit din Urmeniș și la ieșirea din Urmeniș e o intersecție cu patru căi. Și am zis, nu pot să o iau pe altă parte decât cea bună, așa că mă întorc și văd dacă e vreun indicator pe care l-am ratat. M-am întors și acum se petrece chestia cea mai interesantă, pentru că individul era la ocazie pe partea cealaltă. Îl luați? Ieși eu. Am ieșit și în partea cealaltă, de unde venisem, trei cări. Mă întorc. Individul de partea asta. Începe. Wow. Am oprit și precaut am lăsat geamul. La cât să-l aud? L-au dat unde mergeți. La Deji. Am nevoie de tine, mă.
Dar scuzați-mă că vă întreb, v-am văzut la ocazie pe partea cealaltă. A zis, nu, că plecam oriunde. Am zis, ok, urcați-vă. Și ca să deschid, lucrez în Buzău de 20 de ani, am vrut să deschid repede discuția ca să văd unde sunt. Nu vă spuneați, ce căutați la oamenii și învățați în Haida. Și el zice, am venit să vând niște bibli. În capul meu, știți cum e, prospectare, câți oameni sunt aici, rații de randament. Ok? Câte ați vândut? 11. Vânzare bună, zic eu. Lucrează mult timp în vânzări. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cea mai bună strategie de a face vânzări? El zice, doamne, eu nu lucrez de mult timp în vânzări și am ajuns la Urmeniș pentru că azi dimineață stăteam și mă uitam la televizor și am văzut că sunt zilele Urmenișului și m-am gândit că ar fi bine să pun niște biblii și aici. Și știu că singura strategie ca să faci vânzări este să te duci acolo. Pentru că dacă stai acasă, nu o să faci vânzări. Dacă stai acasă și nu faci niciun efort, nu o să întâmple nimic. Cea mai bună strategie pentru a reuși este să te duci acolo. Îți este teamă? N-ai încredere în tine? Nu crezi că poți? Du-te acolo. Du-te acolo și asumă tot ce știi, dăruiește din ce ai și vorbește despre asta. Pentru că este exact ca la TED. Atâta vreme cât te vei preocupa de cunoaștere, și vei dărui ceva, cu siguranță oamenii te vor asculta. Dar nu pentru că știi foarte mult, ci pentru că ești hotărât să dai în ce ai. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și-a.